Bolnavii care sunt internați în acest moment în spitalul din Novaci nu au probleme din cauza căldurii, deoarece au aparate de aer condiționat în fiecare salon. Directorul spitalului din Novaci, Eufimia Dumitrescu, spune că asigurarea acestor condiții pentru pacienți a fost o prioritate pentru ea. Avem aer condiționat în aproape toate saloanele, în sala de operații, în anestezie, terapie intensivă, dar și în restul saloanelor, nu pot să spun că în totalitate. Dar am pus aparate de aer condiționat, mai ales pe partea de sud, pentru că partea nordică este mai răcuroasă și atunci am pus aparate de aer condiționat. În salele de mese avem dozatoare pentru apă, deci care au și apă rece, foarte rece și apă caldă. Frigidere avem aproape în fiecare salon. Secția chirurgie este dotată în totalitate cu frigidere. O situație aparte este cea legată de apa la program din Novaci. Pentru ca pacienții să nu aibă de suferit, Eufimia Dumitrescu a achiziționat în timp 3 rezervoare pentru apă. Noi am avut de anul trecut, am dotat spitalul cu un bazin de 8 tone de apă, care l-am montat la parterul spitalului, de fapt i-am făcut o locație separată și mai avem încă un bazin de 5 tone în podul spitalului pentru sterilizare instrumentar. De anul acesta am mai luat încă un bazin de 8 tone, deci până acum avem ca și metri cub, să zic eu, de apă, am avea peste 30 de metri cub de apă în total spital. Și atunci, normal că putem să ne descurcăm și să sperăm că ne înțelege și primăria. Și primarul orașului Novaci, Dumitru Leuștean, promite că problema apei se va rezolva în perioada următoare, deoarece nu este normal ca pe timp de caniculă oamenii să aibă apă la program.